Timișorenii s-au trezit în această dimineață cu mașinile murdare în urma unui fenomen meteorologic ciudat numit ploaia murdară. Iată, toate mașinile sunt pline de praf. Nu știu, m-am trezit dimineața așa cu ea. Nu știu de la ce, dacă a plouat sau nu a plouat. Azi dimineața așa am găsit. Probabil e ceva nisip, nu știu. Și vedeți, toate mașinile sunt așa, nu doar la dumneavoastră. Da, știu. Am observat, care nu le-a spălat azi dimineața, sunt așa toate. Și cum vi se pare acest lucru? Urât. Praf, poluare, nu știu de la ce. Nu pot să-mi dau seama. Este un fenomen ciudat, se răzbună natura? Maybe. Nu știu exact. Dar cred că se adună. Se adună mult praf, multă mizerie. Nu știm. Ce ne dă Domnul, aia primim. Un fenomen meteorologic ciudat a lovit Timișoara. Șoferii s-au trezit cu mașinile acoperite de praf după ce, în timpul nopții, a avut loc un fenomen meteorologic extrem de rar, numit ploaia murdară. Neplăcut. Nu știu dacă avem ce să facem, că nu poți să dai vina pe natură. Habar n-am. Nu știu ce ar fi de făcut. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Refulează natura? Nu știu, am auzit ceva cu ploaie, praf saharian sau ceva de genul ăsta. Nu știu ce să zic, habar n-am. E un fenomen nou, ciudat. N-avem încotro. Acum trebuie să mergeți să vă spălați mașina? Probabil că da. Trebuia de vreo 2-3 zile, dar n-am apucat. Sau așteptați încă un val ca să... Nu am timp, n-am apucat. Pur și simplu n-am avut timp să fac chestia asta. Normal, la... Poluarea care este în momentul ăsta, la ce ne așteptăm? Spuneți că este un strigăt al naturii? Cu siguranță, cu siguranță. Ce ați făcut azi dimineață când ați văzut mașina dumneavoastră și toate celelalte din parcare așa murdare? Ce putem să facem decât să mergem să le spălăm din nou, nu? Atât. Meteorologii anunță ploi în aproape toată țara zilele acestea. Aceste fenomene ciudate și rare pot lovi din ce în ce mai des, spun specialiștii.